aminte. Pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni vreodată, Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată mărturia făcută de Ioan, când au primit iudeii din Ierusalim preoți și leviți ca să-l întrebe, Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit, Nu sunt eu Hristos. Ei l-au întrebat pe el, Dar ce ești? Ilie ești tu? Și a zis el, Nu sunt. Ești tu prorocul? Și l-a răspuns, Nu. Atunci au zis, Cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuți? Și el a zis, Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, îndreptați calea Domnului, precum a zis Isaia prorocul. Iar cei trimiși erau dintre farisei, apoi l-au întrebat și au zis, Atunci pentru ce botezi dacă nu ești tu Hristos, nici Ilie, nici prorocul? Răspunsa lui Ioan zicând, Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l știți. Acela este cel care vine după mine, care mai înainte de mine a fost, și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Acestea s-au petrecut în vita vara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ne-a dorit nouă viață veșnică, închinăm pe Sfinte Învierii Lui, cele de-a treia zi. Amin. Postul Paștelui este o perioadă în care fiecare dintre noi ne înfrânăm, ne ducem cruci, ne răstignim cu Hristos. Fiecare dintre noi, în felul Lui, reușește să se desprindă pentru o clipă de cele pământești, ca să ajungă prin cruce la marea sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Cruce și Înviere. Vinerea Mare și Duminica Învierii. Două momente foarte importante. În Vinerea Mare, iubiți credincioși, vorbim despre răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru toată omenirea. Punerea Lui în mormânt. Astuparea mormântului cu piatră. În Duminica Învierii vorbim despre faptul că Hristos a înviat și plin de lumină s-a arătat mielonosiților și apostolilor. Aceste două momente ne cuprind viața noastră. Pentru că, iubiți credincioși, vorbim despre faptul că Hristos prin cruce s-a răstignit pentru toată lumea. Hristos a înviat pentru toată lumea. Vorbim despre lucrarea Mântuitorului la nivel universal, la nivel cosmic. Dar toată această lucrare, dacă nu are efect în fiecare dintre noi, rămâne doar lucrarea Mântuitorului pentru lume și pentru univers, dar noi rămânem aceiași oameni vechi ai legii noi. Între Vinerea Mare și Duminica Învierii există o zi importantă pe care noi de multe ori o sărim. O sărim pentru că nu îi acordăm atenția cuvenită din punct de vedere mistic, din punct de vedere duhovnicesc. Este o verigă foarte importantă pe care noi o trecem cu vederea pentru că suntem după răstignire și prohod și ne pregătim de înviere și ziua cea plină de lumină. Este un moment de trecere
care de multe ori ne pune într-o stare de neatenție și de netrezvie, când de fapt ne-ar trebui să fim cu un pas înainte sau cu un moment mai sus. Este vorba despre Sâmbăta Mare, iubiți credincioși. Sâmbăta Mare este momentul în care Hristos Domnul, pus în mormânt cu trupul, coboară în iad cu sufletul ca un Dumnezeu. Sâmbăta Mare este un moment de isihie totală, moment de liniște desăvârșită. Este un moment de tăcere într-o cunoștință, cum se zice, sau de tăcere mistică. De aceea, astăzi vreau să vă vorbesc despre faptul că, dacă a trecut, să zic așa, marea stare din noaptea Învierii, noi nu cumva trebuie să fim neînțelepți și să ne întoarcem prin lipsă de trezvie și de atenție la starea pe care am avut-o înainte de postul Paștelui. Este marea greșeală pe care o facem fiecare dintre noi. Spune aici, în Sâmbăta Mare, la Helvichii, biscuiți credincioși, să tacă tot trupul omenesc și să stea cu frică și cu cutremur. Nimic pământesc într-o sine să nu gândească, căci împăratul împăraților și domnul domnilor vine să tacă tot trupul omenesc. Mai presus decât postul, iubiți credincioși, este privegherea cu rugăciunea neîncetată. Dar mai presus decât privegherea este tăcerea mistică care ne unește pe noi cu Dumnezeu. Mai presus decât tot postul și Vinerea Mare este Sâmbăta Mare. Și mai presus decât Sâmbăta Mare este Noaptea Învierii. Vă amintesc lucrurile acestea ca să înțelegeți că sunt trei etape. Curățarea de patimi, iluminarea și îndumnezeire. Pronaos, naos și înaltar. Cum era în Vechiul Testament? Curtea Templului, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Cu cât pătrundeai mai mult în cortul din Vechiul Testament sau în Templu, cu atât mai mult era o tăcere desăvârșită, iar în Sfântul Altar, în Sfânta Sfintelor, pătrundea Arhiereul odată în an și a pătruns Maica Domnului, Împărăteasa Cerului și a Pământului. Când veniți frățiile voastre de acasă, din lume, din zgomotul de zi cu zi, urcați muntele acesta și încetul cu încetul mintea voastră se liniștește până când ajungeți aici la gardul mănăstirii. Această perioadă, iubiți credincioși, această etapă, această porțiune, puteți să o considerați ca și cum ar fi curtea Templului Vechiului Testament sau pronaosul. În momentul când ați trecut de gardul acesta și ați intrat până la biserică, puteți să considerați că este Sfânta sau naosul, aici unde stați bărbați și femei, tineri și bătrâni, copii și maturi. Iar în momentul în care ați pătruns în Sfânta Biserică, aici nu mai este nici bărbat, nici femeie, este Împărăția lui Dumnezeu și aici suntem toți ca îngeri din cer. Trebuie să fie o tăcere desăvârșită, o trăire în inimă și o rugăciune neîncetată. Totul aici este o lucrare interioară. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că de multe ori noi postim în perioada 40-mii, adică nu mâncăm de dulce, dar nu ne obișnuim cu înfrânarea. Pentru că scopul nu este să nu mănânci bucate de dulce, să-ți înfrânezi trupul, să-ți înfrânezi sufletul, să-ți înfrânezi mintea, să-ți înfrânezi simțurile, să-ți înfrânezi gândurile, să înfrânezi și să aduni de la cele exterioare toate cele ale minții tale care se împrăștie în toată viața ta. Deci nu vrem să obținem o nemâncare a unor bucate de dulce, ci o stare de atenție și de înfrânare. În momentul în care noi ieșim din postul mare și începem să mâncăm bucatele de dulce, noi trebuie să rămânem cu înfrânarea mâncând bucate de dulce, trebuie să rămânem cu postirea, cu bunătățile de pe masă. Și în momentul acesta postim, postul trecând dincolo de plus și minus, postul trecând dincolo de bucatele de dulce și de sec, postul continuă, iubiți credincioși, prin starea de atenție, de cumpătare, de înfrânare, nu numai de la mâncare, ci prin ochi,
prin auz, prin vorbire, prin gesturi, prin felul cum mergem, noi continuăm postul, zice credincioși. De ce? Pentru că în fiecare zi este postul mare, în fiecare zi este vinerea mare. Dar dacă sunt acestea în fiecare zi, înseamnă că în fiecare zi este sabatul, în fiecare zi este sâmbăta mare. În fiecare zi este liniștea și tăcerea interioară, prin care noi, iubiți credincioși, trebuie să avem o stare de liniște și de odihnă în inima noastră și să odihnim pe cel de lângă noi. Dar dacă în noi este tulburare, cum vrem să odihnim pe cel de lângă noi? Dacă în noi este o vibrație grosieră, cum vrem să nu rănim pe cel de lângă noi? Dacă noi ne-am întors după ce am mâncat bucatele acestea de dulce, la starea de dinainte de post înseamnă că n-am înțeles nimic. Și atunci, iubiți credincioși, vă facem conștienți și responsabili că trebuie să continuăm înfrânarea prin toate ale noastre, trebuie să continuăm liniștea și tăcerea chiar în mijlocul bucuriei, pentru că Domnul spune clar, slujiți Domnului cu frică și vă bucurați de El cu cutremur, iubiți credincioși. Și atunci, lumina învierii trebuie să rămână în noi cum? Păstrând înfrânarea, păstrând tăcerea, păstrând atitudinea, controlul minții și a inimii, trebuie să stăm într-o permanență a stării de Paști, adică a învierii. Și cum? În primul și în primul rând, înțelegând, iubiți credincioși, cum Paștele este o trecere. Cuvântul Paște înseamnă trecere. Nu doar de la moarte la viață și de pe pământ la cer, că acesta este adevăratul Paște, ci și pregătirea zilnică printr-o trecere de la cele grosiere, la cele subțiri, de la cele zgomotoase, la cele liniștite, de la cele de jos, la cele de sus, de la cele pământești, la cele cerești, o trecere continuă de la o stare a omului pământesc la omului nou, ca să corespundă Paștile nostru interior din inima noastră cu Paștile ca sărbătoare universală a Bisericii și cu Paștile care înseamnă unirea cu Hristos în Sfânta Împărtășanie. De aceea, iubiți credincioși, ca să nu lungim cuvântul, în fiecare clipă continuăm să ne înfrânăm, să ne răstignim, să ne ducem crucea. În fiecare clipă păstrăm sabatul și tăcerea din Sâmbăta Mare. În fiecare clipă să păstrăm starea de pregătire pentru Sfânta Împărtășanie de la o zi la alta, de la o duminică la alta, să păstrăm starea de după Sfânta Împărtășanie. Pentru că este foarte important, iubiți credincioși, Domnul Dumnezeu ne iartă și ne dezleagă de toate păcatele noastre de zi cu zi. Dar după ce ne-am împărtășit, trebuie să fim mai atenți, mai pregătiți, mai curați, mai trezvitori, ca să păstrăm darul pe care l-am primit ieri. Dacă ne-am împărtășit în noaptea învierii, astăzi a fost mai vrednic să ne împărtășim chiar dacă am mâncat de dulce, nu pentru că am mâncat sau nu am mâncat, ci pentru că Domnul Dumnezeu din noaptea învierii, când ne-am împărtășit, ne-a curățit și ne-a învrednicit. Iar astăzi, dacă ne împărtășim, iubiți credincioși, mergem acasă, ne bucurăm cu bătare de cele pe care le avem, și suntem mai vredni să ne împărtășim mâine, pentru că ne-am curățit și ieri și astăzi în sângele Domnului. Atitudinea, starea noastră, efortul nostru personal, nu este decât o deschidere individuală la marele dar al lui Dumnezeu. Dar toate se fac prin El, în El, cu puterea Lui. Iar noi suntem praf și cerunși. De aceea, iubiți credincioși, continuăm lucrarea postului și a răstignirii. Continuăm starea de liniște și de trezvie și de priveghere. Continuăm bucuria învierii ca prin toate ale noastre să se vadă. Dar mare atenție! Să nu rănim prin cuvânt. Să nu rănim prin gesturi. Să nu tulburăm chiar la masa noastră de zi cu zi pe cel de lângă noi. Pentru că dacă aș face o radiografie acum, după o zi sau două de Paști, noi duhovnici ar trebui să ne apucăm iarăși de a spovedi. Pentru că s-au tulburat, pentru că s-au mâniat, pentru că s-au mâhnit chiar la masa în care au ciocnit un ou unul cu altul, pentru că n-au păstrat bucuria și imediat creștinii se consideră păcătoși și nevrednici de Sfânta Împărtășanie
și pentru păcate mărunte de zi cu zi, îi vezi că nu se mai apropie de potir. De aceea, ai căzut, te-ai ridicat, ai păcătuit, te-ai rugat, te-ai pocăit și te-ai curățat atunci, pe loc, pentru că rugăciunea curăță pe loc, iubiți credincioși. Nu are un aspect juridic prin care tu aștepți o iertare și o dezlegare de la duhovnic la spovedanie. Acum ai greșit, acum te-ai ridicat. Acum te-ai mândrit, acum te-ai curățat. Acum te-ai tulburat, acum te-ai liniștit. Lupți în continuu. Și te ridici în continuu și în continuu printr-o repliere neîncetată. Mereu vă folosesc și vă spun acest cuvânt. O repliere continuă. Pentru că nu poți să obții o stare de curățare și de liniște în lumea aceasta care se învârte cu totul. Dar depinde de tine să poți în continuu să te ridici și iarăși să te ridici. Îmi amintesc de un părinte duhovnicesc care avea un ucenic. Și acel ucenic i-a spus așa: nu mai stau în mănăstire, nu mai suport. Orice aș face eu, mă simt murdar, orice ar încerca să fac, din nou se strică, a intrat într-o deznădejde și parcă n-am folosit cu nimic. Și îi spune bătrânul: du-te la grajdi, ia coșnița până de nuiere, care este murdară de bălegar, și du-te și ia apă din baltă și umple acest butoi. Zis și făcut, ascultare de dimineață și până seara. Cam asta este viața ta, îi spune bătrânul ucenicului. Adică te ostenești fără de rost. Da, spune ucenicul. Chiar așa și este. N-am reușit să scot nici apa din lac, n-am reușit nici să umplu butoiul. Parcă mi-ai spus, părinte, exact viața mea într-un cuvânt. Da, dar tu nu vezi ceva. Tu nu vezi că s-a curățat coșnița care l-am mântat. De aceea, în același ceas te ridici, în același ceas te răstignești, în același ceas trăiești liniștea interioară, în același ceas învii din nou cu Hristos și totul se adună dintr-o zi într-un ceas, dintr-un ceas într-o clipă și în felul acesta permanentizăm învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Îi îndemnăm pe toți creștinii de dimineața și până seara, printr-o spovedare continuă în fața Dumnezeu pentru păcatele mărunte de zi cu zi, să continue postul și pocăința. Îi îndemnăm pe toți creștinii să se ridice din căderile mărunte de zi cu zi și să aibă nădejde că Domnul Dumnezeu iartă, dezleagă și nu se uită la mărunțișurile de zi cu zi ale noastre, cum un părinte se bucură ca copiii lui să vină la masa lui, nu tot timpul pregătiți în haine de gală, și cu bune și cu rele, cu haine de zi cu zi, dar să-i vadă pe toți la masă. Și vă îndemnăm cu timp și fără timp să mergeți săptămâna aceasta la fiecare Sfântă Liturghie, dacă puteți, dacă nu măcar zilele acestea, și să vă împărtășiți cu Sfintele și Preacuratele taine, că acesta este Paștele, aceasta este trecerea, aceasta este învierea noastră. Îl rugăm pe Domnul Dumnezeu, iubiți credincioși, să ne dea puterea să tăcem într-o cunoștință, să înțelegem că întunericul din noi poate fi biruit de lumina lui Hristos și mai presus decât toate să spargem acea piatră de deasupra mormântului minții noastre. Este o piatră grea, piatra neștiinței, a necunoștinței, a propriilor noastre structuri mentale și emoționale și grești de zi cu zi, este o piatră a apăsării peste propriul nostru suflet care devine un mormânt întunecos, dar Hristos care vine în noi prin Sfânta Împărtășanie biruie toate acestea, ia piatra de la ușa mormântului, vine Îngerul Păzitor, care este Îngerul conștiinței noastre, le luminează pe toate și ne spune într-un cuvânt: îndrăsniți, biruiți, pace vouă, Hristos a înviat. Amin.